Bună ziua, bine v-am găsit la Șahmas, sunt Ciprian Crețescu. În această ediție am invitat un cuplu de șahiști, Raluca Zgârcea și logonicul ei spaniol Renier Castellanos, ambii maestri internaționali. Bună, Raluca, bună, Renier! Bună, Ciprian! Bună, Ciprian! Cred că cel mai bine ar fi să vorbim în română și tu, Raluca, să traduci, dacă ești ok? Sigur că da, nicio problemă. Perfect. Raluca, pe tine, telespectatorii fideli ai emisiunii te-au cunoscut în primul sezon, dar pentru cei care au ratat acel episod și pentru cei nou veniți, îți voi face eu o scurtă prezentare. Așadar, Raluca Zgârcea s-a născut la Drobeta, Turnul Severin, a învățat șah de la vârsta de 3 ani de la tatăl ei, iar la 10 ani a devenit campioană europeană de juniori. Raluca mai are în palmares 2 medalii de argint european la 12 și 16 ani, este o prezență constantă în top 10 feminin din România, iar în 2019 a cucerit bronzul la naționalele de la Olănești. A fost probabil printre ultimele mari competiții de șah live la care ai participat, Raluca, nu? De șah clasic live, aș adăuga, pentru că ultima competiție a fost, de fapt, campionatul mondial de șah rapid și blitz, la care am participat amândoi în Moscova, la finalul anului. Pentru că a urmat pandemia, la asta m-am referit. Corect, da. Între timp ți-ai continuat activitatea de promovare a șahului în mediul online. Realizezi o emisiune la prestigiosul canal Chess24, ceea ce este cu adevărat remarcabil. Vorbește-ne puțin despre această producție, te rog. Colaborarea cu ei a început de fapt undeva prin noiembrie, când voiau să pună la punct o platformă de antrenament foarte bună, Coaches, pe care au lansat-o abia de curând. Atunci i-am ajutat cu câteva detalii tehnice, iar partea de lecții interactive, pe care o fac și acum, a început de câteva luni. Am făcut la început, cred că 2 lecții au fost pe Chess24, după care ne-am mutat pe canalul Coaches, iar acum pe propriul nou canal de Twitch. Renier, tu ești șahist profesionist, maestru internațional. Ne poți spune care sunt cele mai importante repere din cariera ta? You understood that. Perfect. Yes, I've been an international master, I think, since 2004. I played in three Olympias with the Chile team, because I lived in Chile before. And then I have been coaching for maybe more than 15 years. I work with the CSMA club. Nowadays I'm working with a new academy we have online, a big academy. It's called 365chessacademy.com. And we have students all around the world. And that's my job nowadays, fully dedicated to the development of this academy. Renier spune că a jucat pentru 3 Olimpiade. Pentru echipa din Chile, pentru că a locuit o perioadă destul de lungă de timp acolo. Iar de mai mult de 15 ani se ocupă cu partea de antrenament, a lucrat o perioadă cu clubul CSM București, deci chiar cu echipa noastră feminină, și acum face lecții online, este parte din Academia de Șah 365, aș adăuga eu, fondată de doi dintre cei mai cunoscuți antrenori, Jacob Agard și Ramesh. Și au lecții în fiecare săptămână. Da, e o muncă destul de plăcută. Este pentru prima oară când invitații emisiunii împart același webcam, dar trebuie specificat că atunci când va începe partida veți juca din încăperi diferite, pentru că fiecare își va comenta propriile mutări. Ne apropiem de acel moment, dar înainte să începeți, sunt curios să aflu de la Renier cât de des jucați împreună și cam care este palmaresul. So, Ciprian wants to know how often we play together and what's the score. I think we are like, we have made maybe 2 draws. Am făcut probabil doar 2 remize, asta în turnee oficiale. Maybe I won 2-3 games, maybe. Or maybe more. Maybe more, I don't know. If you count, I don't know, but yeah. Da, de obicei el este cel care câștigă. Trebuie să menționez că am avut un an, cred că anul trecut sau acum 2 ani, când jucam, nu ratam turneul. Mergeam la un turneu și trebuia să jucăm, de obicei în ultimele runde, ca să nu putem face nici remiză, să fie bătaia pentru premii. Da.
Dar nu contează, mai puțin important rezultatul, ne păstrăm bună dispoziție. Ei bine, abia aștept să văd și partida pe care o veți disputa acum. Sper ca dezodorantul să nu creeze discuții între voi. Doar atât mai adaug, pe Renier îl vom subtitra în dreptul ferestrei sale. Așadar, succes! Mulțumim! Thank you very much! All right, let's see what Raluca has against C4. Să vedem ce a pregătit Renier pentru astăzi. Aha, C4. Ok, C5. Avem o engleză simetrică. Calfe3 și aici, nu, G6 voi juca. Let's start with the English opening. I don't want any surprises. So knight f3, which we want just quiet development, but now Chiri plays this accelerated dragon. Probabil că d4 se o e4, că aici putem ajunge în multe deschideri prin diverse ordini de mutări. Aici ajungem într-un maroxi, deci avem o sicilian acum, prin ordine diferite de mutări. Nebune 3 și aici voi juca. Voi dezvolta calul, cal C3 apărând pionul și aici D6. Amenințarea este cal G4 acum, deci nebune 2. Este mutarea care se joacă de obicei. Rocada mică și nebun D7. Raluca always plays the dragon, and this is the maroxi bind. So Wise idea here is that he wants a little bit more comfortable position with more space. I'm gonna play bishop e3, defending the knight. All is very common theory so far. Knight c3, defending e4, and now black will play castle. So here I'm gonna play bishop e2, and I expect castle now. Alright, so bishop d7 probably. And let's see. I probably should play this move. He will take on d4. And now f3. I think that this is interesting. Perhaps the only move, I guess. I have to defend the pawn on e4. Ideea este să capturez pe d4, urmat de nebun c6, atacând pionul din e4, astfel nebunul va fi pe o diagonală mai bună, iar după aceea este rândul calului din f6 să fie adus pe un câmp mai bun. Pe c5 se aduce acesta de obicei, însă mutarea 5 se face pentru a evita b4. Nu doresc ca să-i permit această posibilitate. De exemplu, cal d7, albul ar fi avut posibilitatea de a schimba întâi nebunii în g7 și apoi să joace b4. Deci nu aș fi ajuns cu calul în c5. Pe lângă asta, ar obține foarte mult spațiu pe flancul damei. Now e5, what can I do here? Let's see. So, his idea... Okay, black's idea here is to play a4 and queen a5. Let's see what to do. I should just play maybe king h1? I don't know. I don't know what to play in this position. Let's try king h1. Aici sunt multe posibilități, presupun că la asta se gândește Renier. Se poate juca turn c1, turn b1, turn d1, rege h1, cal d7.
De obicei, nebunii aceștia nu se schimbă, dar nebunia la G7 joacă Renier. Ok, să vedem ce plan are pregătit și F4. I'm really sure. Knight D7, my idea is to take on G7. And now we will play F4. Maybe try an attack on the king side. Da. Spuneam că de obicei nebunii nu se schimbă pentru că ideea negrului este să joace cai C5 și E5, dar jucând F4 previne această idee imediată. Yeah, I thought that this would be a move. Where can I play here? Maybe queen d4 check. Defending the pawn is important. Poate să joace f5 în acest moment, dar mutarea f5 dă și ea anumite câmpuri. De exemplu, aș putea să mă întorc cu calul la d7 urmat de cale 5 și diagonala este apărată. Dama d4 este mutare interesantă și aici rege g8. Poate cal c5 a fost prea devreme. Rege g8 va trebui să joc și acum cred că ideea lui este f5 pentru că deja cu dama în d4 are amenințări. Ok, acum cal d7 cu ideea dama b6 și să am piese care să mă apere pe flancul regelui. Calul poate merge pe f6, pe e5, dacă Renier va juca f5. I have ideas with bishop g4, activating my bishop. Rook e1 is my plan. I'm not sure. Yeah, and now I definitely want to play rook to e1. But queen b6 is very annoying in this position. Probably will have to play knight d5 and then she will take. And knight d7 I don't like so much. I think I can play now. So the idea is that she wants to play queen b6 and trade the pieces there. That's what this is about. I don't want to trade queens. Knight d5, take, take, queen b6. Then queen d2. Doesn't look so good, but I don't think I have anything better. Okay, let's try it. Knight d5, let's go for this. Dacă F5, dama B6, cal D5, într-adevăr este o mutare la care mă gândeam, va trebui să iau ea la D5 și cred că dama B6 oricum. Poate să joace dama C3 pentru a păstra damele, iar apoi pionul meu din E7 poate fi atacat, dar cred că voi fi... Am timp să pun calul în F6, turnul în E8... Trebuie să am grijă cu idei gen nebun G4. De exemplu, turn C8 va avea mutarea nebun G4 și va schimba acest nebun pentru cal. Aș vrea să evit lucrul acesta. Dama B4 pare interesantă, nu? Dama B4, dacă îmi schimbă, voi dubla pionii, dar pionul din A2 este atacat. Iar apoi calul în C5 va avea un câmp sigur. Se amenință nebun G4, dar am cal C6, atacând nebunul și apoi am timp să apăr în E7. Dama B4 pare interesantă. Hai să vedem ce se întâmplă. Dama C2. So,
Maybe knight c5 is what she wants. Yeah, queen c2. So my idea is that I wish I have some time to play b3. She can play a4 now. This is no good for me. Bun. Și aici mă gândesc că aș putea să joc alfa 6, nebun de 3 probabil. Dar deja aș putea să încerc idei cu turn c pentru că pionul din d5 va fi atacat. This is so no good for me. I don't like it. Okay, so it's time to play maybe bishop f3. Aș putea să atac și pionul din c4. Nebun f3. Turn e8, voi apăra întâi pionul. Let me play some h3. b3. And now let's just, oh, b5 is, she's crossing. Okay, so queen d3. h3 și acum vreau să joc turn c pentru a pune presiune pe c4 și aici a4, da? Asta este una dintre ideile negrului, să creeze contrajoc pe flancul damei. She missed b5. b5 looked really strong when the queen was on c2. And now my idea is I want to double rooks. Mi-ar plăcea să reușesc să joc și b5. Cred că pot să iau pe b3 urmat de b5 pentru că am mutarea turn c5 după aceea, atacând în b5. Bun, hai să luăm în b3 și b5. Knight d7, bishop g4, knight c5 is an idea for black. So I want to put the rook on e3 to defend b3. Oh, b5 anyway, I take it. Oh, okay. So let's say bishop e2. Turn c5. Vreau să iau pe b5, pionul din d5 ar fi și el. Da, dar nebune, doi iau pe d5, nu? Turnia la d5. Damă c4. Aha, am înțeles, asta este ideea lui. Nu-mi place să iau pe c4 pentru că b ia la c4 și rămâne cu un pion liber. Dar dama 5, turna 1, dama c5. Nebun, și acum turn d4, mi-a pe c5. Ok, hai să jucăm așa pentru că am turn b4 apoi și o să rămân și fără timp. Pionul din e7. Uf, am uitat de el. Nu-i nimic. Turn b4, turn b3. Hai să obligăm turnul să plece de aici. Da, turn e5. Și pionul, ok, șah, am un șah și turn B1, voi lua pionul din B3 și pionul din B6 este un pion în minus, dar ok, hai să aducem regele pentru a-l controla, turn de 2 pentru a nu permite regelui să avanseze. Nu am nici cale 4 pentru că are turn de 7, ok, hai să așteptăm pentru că nici el nu are... va aduce regele. Voi juca h5 pentru a nu permite pionilor să avanseze. Șah, voi juca rege d6 și de-aia mea să joc cu regele în c7 pentru a opri pionul. Rege b6, sper că nu are niciun truc. Vrea turn e7, interesant. H4 pentru a slăbi pionul din f5 îmi place. Ups. Aici cred că deja poziția este foarte rea. Ok, așa. Și turn h2 vreau să joc. Îmi ia pe f7. Aha, cal h5. Are rege g4. Uf.
Și turn F2, îmi l-am luat pe F7. Foarte, foarte urât. Deja o poziție pierdută. Cred că pot să abandonez. Da. Queen C4. Hopefully there will be a queen trade. That would be very good for me because I have this passed pawn. Maybe I can play with b4. Knight takes d5 was better for black, I think. Taking with the rook was a mistake. So here I want to play like this. So maybe now I can. Okay, this is good for me now. Bishop goes to c6, and now I can take this pawn on e7. Yes, and now I can defend everything. Let's see where this rook is better. Rook e5, good move. I'm attacking this pawn on c5. King h2, and Raluca is losing control here. She had everything going on well, but now seems like I'm better. Need to find a way to bring the pieces into the game. So here, for example, maybe I play g3. Okay, this I don't like so much. Yeah, need to gain some time. Yeah, so she improved that. I should probably now try to take f7 in this ending. Okay, so this I play g4. This check on g3, I don't really mind, and definitely another check, I can play rook e3. So now I am, I think I'm going, I'm doing really well now. The important thing, she doesn't have the check because my bishop controls everything. So here I'm about to play f5 and win the game. Yeah, that was a good game. Bună, Ciprian! Felicitări, Renier, pentru victorie. Probabil că noaptea asta vei dormi pe canapea. Sau la ușă, vrei să spui. Raluca, la retur vei avea piesele albe. Probabil că deja îți cam plănuiești revanșa. Da, problema e că el cunoaște foarte bine repertoriul meu și atunci e foarte ușor să mă surprindă. Da, uite, trebuie să spun că Renier este, de fapt, nu am foarte mari pretenții la Blitz, pentru că el este foarte bun la rapid și Blitz. Întotdeauna a avut rezultate foarte bune. Am jucat campionatele europene, cred că de vreo 2 ani, anul ăsta am jucat mondialele, dar mereu are câte un rezultat. Cred că la primul european la rapid a bătut, who did you beat in the first rapid? Vitiugo, Salgado? No, I didn't play against Salgado, but you had some... Vitiugov was in the European and then also against Ponomariov. Ponomariov, yes. And now, și anul acesta l-a bătut pe Svidler și a făcut remiză cu Vacher la grav. Deci, aș vrea să spun că nu am așa pretenții. Ești într-o companie selectă, oricum, da. Raluca, da. Da, episodul de astăzi a ajuns la final, dar săptămâna viitoare, sâmbătă la 9:30, la TVR1 ne vom revedea în aceeași formulă cu Raluca Zgârcea și Renier Castellanos pentru partida retur. Eu sunt Ciprian Crețescu, toate cele bune! La revedere!